Domnule Simonis, ne uităm la postarea dumneavoastră de pe Facebook și spuneți că Nicolae Ciucă dă foc coaliției de guvernare. Dacă se poate să ne explicați puțin? Dincolo de pozițiile publice pe care le-am ocupat sau le ocup, sunt și eu cetățean. Și sunt revoltat de faptul că România nu discută de două săptămâni despre nimic altceva, cu excepția acestei modificări legislative care ar permite președintelui să păstreze puterea. Asta apropo de ce spunea Aleș Bogdan, că noi ne dorim toată puterea, dar singurul personaj în jurul căruia se produce toată dezbaterea asta de două săptămâni este Klaus Iohannis, care își dorește în continuare un post de putere. Deci mai ușor cu pianul pe scări și aș recomanda Aleș Bogdan să gândească înainte să vorbească. Eu sunt revoltat pentru faptul că, repet, altă problemă România nu are două săptămâni. Suntem cu război la Cani, suntem cu inundații în Vaslui, în Galați și în alte zone. Avem o grămadă de probleme de implementare a proiectului, autostrăzi, atragere de fonduri europene. Toate chestiuni mult mai importante decât postul, eventualul post de senator al lui Klaus Iohannis. Iar Partidul Național Liberal nu are altceva de discutat cu excepția acestei legi cu dedicație pentru un singur om, pentru Klaus Iohannis. În acest context, vă dați seama că a venit acea postare în urma revoltei despre care vă vorbeam, pentru că este șocant. Nu i-am văzut nici pe Nicolae Ciucă, pe Raiș Bogdan l-am văzut supărat de multe ori, cred că supără de 3 ori pe zi. Dar pe Nicolae Ciucă, în 3 ani de zile cât a fost premier și președintele Senatului, nu l-am văzut vreodată supărat pe nimic altceva și acum îl vedem pentru că nu vrem să răspundem la ordinul dat de la Cotroceni și anume să votăm o lege cu dedicație care creează un privilegiu dar, singur om. De fapt, din informațiile pe care le avem, supărarea lui Nicolae Ciucă vine prin prisma faptului că ar fi avut o înțelegere cu Marcel Ciolacu în această privință a votării acelui amendament care îi permitea lui Klaus Iohannis să candideze pe listele PNL ca independent pentru Senat. O promisiune care nu a fost ținută de Marcel Ciolacu. Eu vă spun că nu a existat nicio înțelegere pe acest subiect între nimeni și nimeni. Nu s-a discutat niciodată la nicio ședință a coaliției, nici în glumă, nici în serios. Atenție! Nu poți lua serios o astfel de temă. Însă dacă tot vorbim de înțelegeri, apropo de supărarea lor, doamna, am avut acum 6 luni de zile o decizie în coaliție care a fost parafată de ambele partide, alegeri prezidențiale în septembrie. Unanimitate la PNL, unanimitate la PSD, calendar pe alegeri, listă comună la alegerile europarlamentare. A doua zi, după ce au fost salvați de lista comună a alegerilor parlamentare, cei de la PNL au spus că și încalcă nu o discuție pe la colțuri, ci o chestiune asumată între cele două partide. Ce a făcut premierul? Și-a luat jucările și a plecat? A spus, domnule, ați avut o decizie luată în unanimitate pe care ați expus-o public și v-ați răzgândit după ce v-ați văzut salvați de lista comună. Ați rămas toți în funcție, ați luat 8-9 euro parlamentari. Ce a făcut premierul? A spus să-mi iau jucările și plec, arunc coaliția în aer pentru... Dar atenție, domnule Simonis. N-a fost respectat. Spuneți dumneavoastră că nu a existat o astfel de discuție în coaliție. Este adevărat, informațiile pe surse ne spun că ar fi existat o astfel de discuție între Nicolae Ciucă, Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu, nu într-o ședință a coaliției de guvernare. Am văzut și postarea făcută de premierul Marcel Ciolacu referitoare la programul pe care l-avea în data de 3 aprilie și știm foarte bine că oricum aceste întâlniri informale și discuții nu sunt trecute în programul oficial. Doamnă, pe unde, dacă vă uitați la acel program, veți vedea că nu exista timp pentru alte întâlniri. Pe de altă parte, iertați-mă, informații pe surse de la o întâlnire între 3 oameni, Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, e foarte complicat să dea cineva aceste discuții pe surse, în afară de unul dintre cei 3. Adică e complicat să luăm sursele de obicei ei când e o întâlnire. Este posibil, domnule Simonis? 3 oameni participa la întâlnirea aia, înțeleg. Și sursele sunt tot Nicolae Ciucă, Klaus Iohannis. Adică, nu. Există și probabilitatea ca după ce ar fi avut loc o astfel de discuție, cei doi lideri ai coaliției să fi pus problema și în partid. Și astfel să afle mai mulți lideri. Vă rog. De când am auzit acest zvon, pentru că l-am auzit acum 2 săptămâni, conform căruia s-ar propune o modificare legislativă pentru, cu dedicație pentru Klaus Iohannis, am pus această întrebare în partid și la am întrebat chiar pe președintele partidului. De fiecare dată, și acum o săptămână, și acum două, de când am auzit zvonul, a spus în permanență că este exclus ca noi să putem vota așa ceva. Prin urmare, sunt extrem de convins de faptul că n-a existat nicio înțelegere în acest sens,
că, așa cum au fost învățați cei de la PNL atunci când și-au dorit președintele ceva, toți s-au achesat la această dorință și nu sunt obișnuiți să-i refuz cineva. Iată, în acest moment, această lege nu poate fi acceptată în niciun fel de către Partidul Social Democrat. Bun. Domnule Alfred Simonis, în opinia dumneavoastră, mai durează această coaliție sau se rupe? Iertați-mă, discuții despre ruperea coaliției după alegeri sunt, nu, trebuie să fiu elegant, absurde. Întreb în viitorul apropiat, înainte de alegeri. Din postarea președintului PNL că după alegeri rupe coaliția. Asta înseamnă alegeri, doamnă, că se rupe coaliția de la sine, se încheie această coaliție odată cu mandatul acestei legislaturi. Odată ce se fac alegeri, se face nouă majoritate parlamentară și se va discuta despre o coaliție între partidele care vor intra în Parlament și vor câștiga alegerile. E absurd să vorbim despre ce vom face după alegeri neștiind rezultatul alegerilor. Până la urmă, indiferent ca experiență politică sau nu, cum e domnul Ciucă, înțelegi că important e ce vor oamenii la vot, nu ce credem noi. Întrebarea era, domnule Alfred Simonis, dacă se rupe coaliția înainte de alegeri, în viitorul apropiat, săptămâna asta, săptămâna viitoare? Eu sper că după ce au mai trecut o noapte și va mai trece încă una, se vor odihni și vor înțelege că țara asta e mai importantă decât mandatul de senator al președintului Klaus Iohannis, își vor reveni și vor înțelege că nu pot arunca țara în haos pentru un refuz, că nu al unei votări, unei legi aberante. Dar cum se mai poate discuta despre o coaliție în contextul în care vedem că Nicolae Ciucă nu mai vrea să meargă la ședințele coaliției, mai ales dacă vorbim despre teme politice, și nici nu i-ar mai răspunde, conform informațiilor pe care le avem la telefonul lui Marcel Ciolacu, dacă desigur acesta îl sună? Haideți să vedem că se verifică aceste informații, că, repet, n-aș vrea să comentez informații pe surse, însă, principial vă spun, sper să-și revină, să înțeleagă faptul că prioritățile țării sunt cu totul și cu totul altele decât o lege cu dedicație făcută pentru președintele României. Apare o altă informație nouă, domnule Alfred Simonis. Chiar în urmă cu câteva minute, mai mulți liberali, printre care acum pot să vă dau exemplul lui Robert Sigartău și Sigrid Mureșan a făcut o postare în acest sens, referitoare la faptul că Marcel Ciolacu a pierdut bani din PNRR, mai exact 1,4 miliarde de euro ar fi pierdut guvernul Ciolacu. Așa este. Uitați-mă că nu urmăresc nici pe Sigrid Mureșan, sau cum îi zice, nici pe domnul Sighiartău, nu urmăresc postările. Trebuie să înțeleg despre ce e vorba, însă să știți că odată cu izbunirea conflictului din Ucraina, Comisia a făcut economii și de la fiecare stat membru au fost tăiate anumite sume. Dacă la cei bani se referă, i-a pierdut și Franța, și Germania, și Spania, și toată lumea. Țara noastră pierduse din start anumite sume, pentru că ne reamintim că am avut o creștere economică acum câțiva ani. Exact, am pierdut 2 miliarde numai din... Dar acum este vorba despre alți bani. Pe lângă acele 2 miliarde s-au mai făcut niște ajustări pentru că se dorește un fond pentru sprijinirea Ucrainei. Sunt chestiuni tehnice, nu știu la ce se referă domnul Sighiartău și Mureșan. Haideți să vedem concret, că așa povestiți. Pe mine mă amuză uneori. Atunci când există o veste bună dată de guvern, cum a fost creșterea pensiilor, cei de la PNL au spus că au sponsorizat în toată presa că au crescut pensiile. Când au apărut 1000, 2000, 3000 de dosare greșit calculate, regretabil, dar corectabil, au dat vina pe premier și pe PSD că s-au greșit ale. Acum, când se implementează banii de autostrăzi și se atrag bani și avem record din PNR, toți banii cheltuiți la Ministerul Transporturilor și construim autostrăzi, îi vedem pe Rareș Bogdan dorni să taie panglici. Ei, când apare o problemă, e Ciolacu de vină și premierul PSD. Adică ori suntem la guvernare și bune și rele le împărțim, ori, iertați-mă, dar e logic ca cele bune să fie ale partidului care nu dă premierul și cele rele să fie ale partidului care dă premierul. E una dintre facturile logice ale domnilor Sighiartău și Mureșan pe care le regăsim în permanență în postele. O ultimă întrebare, domnul Mureșan a spus și că e rușinos postul de vicepreședinte al Comisiei Europene. Și lipsit de conținut. Are o cincime din bugetul Uniunii Europene și dânsul se pretinde expert în povești ale Uniunii Europene și Comisiei Europene. Deci haideți să încercăm să vedem și încărcătura politică a fiecărei postări, iar domnul Sighiartău, care nu-și găsește locul prin PNL, încearcă tot din adins să-și creeze o platformă pe acest trend anti-PSD. O ultimă întrebare, domnule Simonis. Mai vedeți o reconciliere în urma acestor atacuri virulente
care vin așa în cascadă între PNL și PSD? Eu cred că, dincolo de atacuri, de răspunsuri și reacții, important este să înțelege că, în final, cel mai important este să continuăm dezvoltarea acestei țări, să lăsăm disputele care, repet, n-ar trebui să aibă într-o țară normală niciun fel de miză politică. Ce facem cu președintele Klaus Iohannis după ce nu mai e președinte? N-ar trebui să fie nicio țară normală la cap, asta o prioritate a nimănui. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru intervenția în Jurnal, Alfred Simonis, președinte ales al Consiliului Județean Timiș și totodată și fost președinte al Camerei Deputaților.